Da. În conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1 litera A și alineatul 3 litera A din ordonanța de urgență a numărul 57/2019, prin codul administrativ și al dispoziției primare numărul 8, din 22/2020. Deci, mi-a dat aprobarea la Consiliul Local. Consiliul 11 Consiliul Local, sunt prezent 10. Domnul Cerbun, să vedem. Domnul Popa este chemat un pic acum și vine și acolo. Da. Având în vedere prevederea articolului 138, alineatul 15, din ordonanța de urgență a guvernului 57/2019, supun spre aprobare procesul verbal în perioada ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat cu majoritate de voturi. Ca de obicei, la ședință mai participă doamna de la Exclusiv TV și cu salariata noastră, doamna Gherasimescu Mița. În alu cu domnul președinte, să te ia consiliul Cărbun. Mulțumesc pentru încrederea aprobată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinul de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Ardeaua, județul Bacova, unde construcția aflată în administrarea Matei Ardeoan, inițiator primar Victor Diaconu. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Avizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeaua, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Avizează cele trei comisii. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic privind obiectivul de investiții, reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viitori în Comuna Ardeaua, județul Bacău, faza PTU. Inițiator primar Victor Diaconu, proiectul de hotărâre este însoțit raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Avizează cele trei comisii. La diverse, nu avem nimic pe ordine de zi. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dar să abține cineva. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Ardeaua, județul Bacău, unei construcții aflate în administrarea UAT Ardeaua. Avizie cele trei comisii. Doamna Anica Gabriela. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Domnul Macadam Bogdan, se avizează favorabil în forma prezentată. Domnul Rusu Alexandru. Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public. S-au discutat. Noi ieri am făcut ședința toată lumea. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeaua, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Avizie. Doamna Anita Gabriela. Comisia avizează favorabil proiectul. Domnul Macadam Bogdan. Comisia avizează favorabil. Domnul Rusu Alexandru. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic privind obiectivul de investiții, reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viitorii în Comuna Ardeaua, județul Bacău, faza PTU. Trecem la avizie. Doamna Anica Gabriela. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Domnul Macadam Bogdan. Comisia avizează favorabil. Domnul Rusu Alexandru. Comisia avizează favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Deci, nu mai ne-am. Avizie. Bine,
Dacă nu mă zic, nu se bine, puizate toate problemele la ordine de zi, de fapt, închisă de ședință.